Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. De ce? Că este o nouă experiență și îmi doresc să-mi lărgesc suma de experiențe din viața asta. Activez pe TikTok, Instagram, YouTube, mai nou. Da. Trebuia să vin la voi sezonul trecut și fix cu o zi înainte de preselecții mi-a murit pisica și pur și simplu n-am avut energie. Am zis, bă, îmi pare rău, am trecut prin situația asta, nu pot. Hai. O să-i îndulcesc cu prăjitura mea preferată. Este o tartă cu lime, care are bază de biscuiți digestiv, frișcă, nu baza, dar v-ați prins, și lapte condensat. Gătitul a fost o pasiune pe care am descoperit-o în pandemie și simt că e foarte meditativ așa pentru mine. Știi? Da, mă mai gândesc la ale mele, și mâine oare ce fac? Și nu știu, chestii din astea chiar mă liniștește. Mamă, dar un lime mai copt n-ați găsit, a? E ușor să te uiți. E ușor să stai acolo și să te uiți. Da, cred că l-am și ales eu pe cel mai tare. Îmi place foarte mult să fac prăjituri. La un moment dat chiar voiam să iau un curs din ăsta să învăț să le fac super profi. Ah, venea să iau și să dau direct în gură, dar nu, o să fim fancy. Mie îmi place. Nu cred că am un șef preferat. La mine e foarte mult vorba despre energie, cum mă înțeleg, feeling-ul ăla. Dar acolo, la Scărlătescu, simt că am vibe, că e așa mai pe Caterin, că e, îmi place stilul lui. Acum îl tăiem, îl punem în farfurie și apoi... Am uitat să pun cacao în blat, sunt chestii irelevante, credeți-mă, doar era un pic de gust de cacao. Eu zic că iau 3, așa zic eu, cum simt eu că o să fie pe dulce azi, o să se, nu știu, așa. Dar sunt ok și cu 2. Șef, 2 cuțite la fata aici, frumos. Ce crezi că vine acum? Desert! La prânz desert, seara desert, la mijloc desert. Hai, desert. Hai, măcar e micuț. Păi, măcar e micuț. Un cheesecake ar trebui să fie. Da, după cum arată, da. Da, lime, nu e echilibrat blatul cu crema. Ar putea fi și altceva? Deja am început să fiu și de asta, cum zice... Sclifosit. Sclifosit. Am încercat să fiu sclifosit. La desert. Da. Deci blatul este mai mult decât este cremă. Așa am gândit-o eu. Practic avem aici o cofetărie de stil comunist. După cum este gătită, nu este cofetar. Ba da. E actor. O femeie? Femeie. Să votăm. Hai. Actriță. Bună okay, seara. Sau, e foarte ok. Nu, scuze dacă v-am jignit. Era perfect, pentru că am făcut și actorie 13 ani când eram mică. Și când am auzit cuvântul actriță am zis... 13 ani? Da. Păi de ce așa de puțin sau de ce așa de mult? Am venit la 4 ani în București cu părinții și mama a zis, bă, hai să faci ceva. Și eu am zis, hai fă actorie, că o să te ajute în viață, o să fii mai relaxată. Și te-a ajutat în viața actoria? Da, sincer da. Că mama e... Eu sunt rac așa și sunt destul de emotivă. Casper Lătescu. Știu aici, rac. Suntem emotiv, na, ăsta e adevărul. Și cumva cine am... ești tu, racul? Eu sunt Cătălina Racul. Am 26 de ani. Mulțumesc, și, varianta feminină. Fiată. Mă bucur că ați spus că par a fi actriță. Cu ce te ocupi, Cătălina? Am un business care se ocupă cu servicii pet care pentru animalele de companie. Ca să vă spun pe scurt, dacă aveți cățel sau pisică, avem. Plecați în vacanță și întrebarea este cu cine îmi las cățelul, cine mi-l plimbă, cine îl hrănește, cine îl duce la vet, cine... Și unde doarme? Ori la pet sitterii noștri acasă, ori venim noi la el, avem mai multe tipuri de servicii. Există și oameni care vin și stau într-o casă străină? Da, am o echipă de 10 oameni, suntem și în Cluj. Aici mai e o chestie, eu n-aș băga un străin să stea la mine în casă cu câinele. Mi-ar fi foarte greu să ascund toate pozele cu Scărlătescu pe care le am împrășteate prin casă și cu Bontăș. Da, multe. Îți dai seama că mi-ar fi greu să ascund păpușile pline dace. Aia zic, păpușile vezi? Voastre pline dace. Aia zic, da. La tine mă aștept la orice. Pentru Cătălina, ce colegi am. Eu de-aia am zis aici.
Păi și cum ți-a venit ideea să faci treaba asta până la urmă? Am pornit de la întrebarea asta, ok, ce-mi place, îmi plac câinii foarte mult, vreau să stau cu câini, să cunosc cât mai mulți câini. M-a ajutat foarte mult tata în procesul ăsta, sincer, pe toată partea de business, poziționare de business, preț. Și între timp fusese și el undeva în Amsterdam, parcă a văzut un băiat cu foarte mulți câini, s-a zis, aaa, ce faci că ți-a câini? I'm a dog walker. Câți bani e pe un câine? 20 de euro pe oră. Și avea 6 câini. Opa! Câți duci, Cătălina, ia zi. Deci 3 ani de zile am fost dog walker. Eu era foarte interesant că toată lumea îmi tot zicea chestia asta cu da, când o să ieși tu în job? Da, când o... Știi? Era... Și eram, bă, sunt dog walker. Adică nu... Înțeleg că România nu era văzută ca un job, dar pentru mine era un job. Cam câți puteai să duci odată? Tu... Am dus maxim 4 și 3 erau mici, unul mediu. Practic este un serviciu premium. Acum începe lumea să deschidă mai mult ochii, deși eu sunt pe piață de 5 ani, la 20 un pic de ani m-am decis să fac treaba asta. Am renunțat la facultate și am zis ok, merg la școala vieții. Și cât luai pe oră? 70 de lei. 70 de lei pe oră? Da. Pe câine? Pe câine, da. Și 150 de lei dacă îl lași peste noapte la noi și are două plimbări incluse. La citare că... asta, două plimbări incluse și mâncare, presupun. Și mâncare, dar mâncarea vii tu cu ea. Bă, deci dacă n-am un să dorm, bă, fi cu 150 de lei. Bună și asta. Și ce alte pasiuni mai ai în afară de căței? Urma să-ți mai povestesc asta. Mașinile sunt o pasiune foarte mare de-a mea. Prezint mașini în zona online, pe YouTube, pe TikTok. Dar te pricepi și la ce înseamnă motorizare și tot? Acum, pe partea super tehnică, nu sunt atât de azi. Învăț, că asta îmi și place, că sunt foarte îmi place foarte mult să conduc. Asta a fost prima chestie. Faci bani din ceea ce-ți place. Corect. Și acum sunt aici la voi. Dar îți place să gătești? Da, chiar îmi place să gătesc. Dar pentru cine gătești? Îmi place să gătești uitându-se la prăjitura mea. Îți zic ce s-a întâmplat cu blatul la el. Normal. Am întrebat altceva. Pentru cine gătești? Pentru cine? Pentru soțul meu. Soțul. În mare parte. Da, e o chestie care mă relaxează foarte mult. E, nu, pe voi vă, poate vă stresează un pic uneori gătitul. Nu știu. Ai emoții cu chestia asta? Chestia aia este o tartă cu lime. Nu, e un biscuite cu glazură. Da, e un biscuite cu glazură. L-ai prezentat-o bine. N-are patru rost, nu știi să o prezinți. Da. Da, dar se învață, toate lucrurile corect. Se învață. Hai. Hai. Aoleu. 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 Ce-ai făcut, mă? Este foarte, este foarte gustos, este foarte proaspăt. Mai, ce drăguț! Foarte proaspăt, asta mi-a plăcut, pentru că ai fost foarte deșteaptă să lași coaja aia de lime acolo, felicitări. Curajoasă. Foarte curajoasă. Mulțumesc mult de tot. Am luat 3 cuțite. Am luat 3 cuțite. Nice. Dacă vă vindeți vreo mașină, mă sunați. Dacă e de plimbat un câine, mă sunați. Mulțumim mult. Acolo. Foarte bine. O ofertă atractivă de servicii de casă, dar șefii... Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.